Toate instituțiile medicale vor activa în regim obișnuit în perioada sărbătorilor pascale, asigurând o vigilență sporită în acordarea asistenței medicale populației în volum deplin, a anunțat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, în această perioadă, administrația fiecărei instituții va nominaliza personal de gardă și persoane responsabile în cadrul managementului instituțional prin grafic de lucru complementar în perioada sărbătorilor Sfintelor Paști. Totodată vor fi asigurate rezervele necesare de medicamente, consumabile și produse alimentare pentru activitatea neîntreruptă a instituțiilor medicale în zilele menționate. Agenția Națională de Sănătate Publică va supraveghea regimul sanitar-epidemic al obiectivelor publice cu risc sporit de intoxicații și maladii toxico-alimentare în perioada respectivă. La fel, va efectua măsuri de profilaxie a izbucnirilor de boli infecțioase. La rândul său, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui va asigura instituțiile medico-sanitare cu produse sanguine, iar Centrul de Medicină Legală va acorda asistență medico-legală în regim obișnuit.